la biserică în această seară. Cât de minunat e să fim în mijlocul săptămânii în casa lui Dumnezeu, să-i dăm laudă. Haideți să cântăm împreună, eu sunt un om nou, și să batem din palme, să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Haideți să facem asta cu vocile noastre în seara asta.
prezența minunată a lui Dumnezeu în seara asta, în locul ăsta. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru timpul de închinare. De acest timp minunat în care venim înaintea lui Dumnezeu, în mijlocul săptămânii, poate oamenii ne-ar numi ciudați, dar asta e un lucru care pe noi ne face să fim plini în inimile noastre, să venim să-i dăm lui Dumnezeu ceea ce merită, pentru că, vezi, El a venit și pe când noi nici măcar nu-L știam, El ne căuta și ne-a iubit și a umplut golul din inima noastră, golul la care nimeni și nimic în lumea asta nu putea să-L umple. Vezi, El ne-a chemat în casa Lui și ne-a iubit, ne-a îmbrățișat cu dragoste. Haideți să cântăm în seara asta împreună, Tu m-ai chemat. De laudă pentru tot ce a făcut în viețile noastre și pentru legământul pe care l-a făcut la cruce pentru fiecare dintre noi. Haideți să cântăm împreună în seara asta ca și trupul său. Ridică vocea ta și mâinile tale și cântă-i din inimul lui Dumnezeu, căci El merită toate astea. Doamne, noi am făcut Okay.
Haideți să lăudăm pe Dumnezeu în această seară. Haideți să-i mulțumim pentru tot ce a făcut și ce face El în viețile noastre. Să ne rugăm în această seară și vrem să venim înaintea lui Dumnezeu cu nevoile noastre. Sunt oameni care au nevoie de ajutor în această seară, sunt oameni care au nevoie de miracole în trupurile lor, în viețile lor și nu încetăm să îi cerem lui Dumnezeu, nu ne oprim, să strigăm la Dumnezeu pentru că știm că slujim un Dumnezeu bun. Amin? Un Dumnezeu care răspunde, un Dumnezeu care face miracole. Vrem să ne rugăm în seara asta pentru Lisa, vindecare, are dureri de cap, burtă, spate, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă vindecare în trupul ei, pentru Cristina Pătrăuceanu, de asemenea vindecare, stări de greață pentru Matias, să ne rugăm vindecare de răceală și febră, pentru Dinu Lenuța, să ne rugăm vindecare și mântuire, are început de ciroză, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă un miracol, pentru doamna Dana Popescu, să ne rugăm vindecare la plămâni, și durere de oase din corp, să ne rugăm vindecare pentru Cristina Puiu, vindecare, probleme cu respirația, durere de la mână și la gleznă. Și de asemenea să ne rugăm în seara asta pentru biserica din Ploiești, să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă trezire acolo, Dumnezeu să facă lucruri bune, să aducă eliberare și tot ce e nevoie în viețile oamenilor din Ploiești, să aducă oameni și să fie mântuiți. De asemenea, vrem să ne rugăm în seara asta pentru ce se întâmplă sâmbătă la Galați, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea favorul Lui, ajutorul Lui, să ne ajute în această echipă de impact și să vedem oameni mântuiți, să pregătească suflete, să pregătească vieți, oameni pe care Dumnezeu să le atingă. Haideți să ne rugăm pentru toate aceste nevoi. Haideți să strigăm la Dumnezeu, să-i cerem lui Dumnezeu, să-i cerem favor și ajutorul lui, vreme bună la Galați de asemenea și protecția lui peste drumul nostru încolo și înapoi. Haideți să ne rugăm pentru aceste nevoi și dacă tu ai nevoie în seara asta, te încurajez să o aduci înaintea lui Dumnezeu, să-i ceri lui Dumnezeu, dacă ai nevoie poți să ridici mâna ta, prin asta spui, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de ajutorul Tău, de intervenția Ta. Haideți să ne rugăm și Ștefan Pătrăuceanu va deschide acest serviciu de biserică în rugăciune. Haideți să ne rugăm. Tată, venim înaintea Ta în această seară. Doamne, mișcă-te, te rugăm, supranatural, Doamne, peste toate aceste nevoi, Doamne, de vindecare, Doamne. Mișcă-te, Doamne, peste Lisa, Doamne, Cristina Pătrăuceanu, Matias, Doamne, din Lănuța, Doamne, 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 Popescu, vindecare, Doamne, și Maria. Tată, îți mulțumim pentru credincioșia și dragostea Ta, Doamne, pe care Tu ne-o arăți în fiecare zi, Doamne. Doamne, venim înaintea Ta în această seară și Te rugăm, Doamne, ca Tu să Te miști peste toate aceste nevoi de vindecare și în seara asta, chiar acum, ca și trup al Tău, credem, Doamne, că Tu chiar ai vindecat pe acești oameni, Doamne. Te credem pe Tine pentru miracole, așa cum nu am mai văzut, Doamne. Mișcă-Te supranatural peste acești oameni, Doamne, și adu mântuire, Doamne, peste doamna Lenuța, Doamne, pune favorul Tău supranatural peste viața ei, Doamne, și peste toți ceilalți care au nevoie de mântuire, Doamne. Te rog să Te miști de asemenea peste fiecare nevoie personală, Doamne, adusă înaintea Ta în această seară, Doamne. Tu știi, Doamne, de ce avem noi trebuință. Te rugăm doar să Te miști în această seară, să ne vorbești, Doamne, prin cuvântul Tău, Doamne, prin predica ce urmează, vorbește inimilor noastre, Doamne, și pune înțelepciune de sus peste pastorul nostru, Doamne. Mișcă-Te, Te rugăm, peste biserica din Pitești, Doamne, pune favorul Tău supranatural acolo pentru o sală de biserică nouă și mare, Doamne, și ucenici care să crească, să Te prege cu îndrăzneală, Doamne. În numele Tău m-am rugat și îți mulțumesc, Iisuse. Amin. Bună seara, bine ați venit la biserică. Haideți să ne salutăm unii cu alții.
seara, bine ați venit în această seară la biserică, puteți să luați loc. E o bucurie să fim din nou în casa lui Dumnezeu și să auzim de la El, să ne bucurăm de prezența Lui, să fim ajutați în această seară. Câteva anunțuri. În primul rând vreau să anunț că sâmbătă asta vom fi plecați la Galați, o să fim plecați în echipă de impact. Plănuiam și ideea era să facem, să vedem un pic cum, dacă reușește pastorul Irimia să închirieze o altă sală, că asta era ideea, dacă nu vom merge pe faleză și vom face un concert, a primit aprobare, vom merge în aer liber și vom face o evangelizare trăznet în Galați, cum n-am mai văzut Galațiu până acum. Amin. Dacă vrei să mergi la Galați, te rog să vorbești cu Marius Soprea, el până mâine vă va da detaliile pe grup, pe grupul bisericii, când este plecarea, la ce oră plecăm și cât este, ce nevoie de ce buget ai avea nevoie, câți bani ai avea nevoie la tine pentru drum și de asemenea poate pentru ceva de mâncare. Deci veți primi până mâine aceste informații pe grupul bisericii. Deci ne vom duce la Galați dimineața, vom pleca dimineața, ne vom întoarce seara, e un drum de aproximativ 3 ore, cred 3 ore și puțin, întoarcem sâmbătă seara înapoi și duminică dimineața vom fi aici din nou pentru școala noastră duminicală pe care o avem în fiecare duminică dimineața la ora 10. Școala duminicală foarte, foarte bună, foarte inspirațională și de mare ajutor, foarte multe lucruri importante de știut despre părtășia noastră, despre biserica noastră, despre cine suntem noi și tot ce a făcut Dumnezeu de-a lungul anilor în bisericile noastre. Deci te încurajez să vii duminica dimineața, pastor Greg Mitchell face această școală duminicală și te așteptăm să vii să o urmărești împreună cu noi. Duminică dimineața la ora 11 vom avea un serviciu de biserică aici, la ora 18 din nou vom fi aici pentru serviciu de seară de biserică. Săptămâna viitoare, pe data de 17, pastor Robert Polaco va fi împreună cu noi, miercurea viitoare, de azi într-o săptămână, va predica pentru noi. Avea un timp foarte bun, după care joi vom pleca la Brașov pentru ucenicia de bărbați. Ștefan Pătrăuceanu face lista și se ocupă de organizarea acestei echipe, acestei ucenicii, de fapt, a transportului nostru, faptul că mergem acolo, cât suntem, cum ne aranjăm în mașini. Deci dacă vrei să mergi la ucenicia de bărbați din Brașov cu pastorul Rubi, pastor Ray Ruby, te încurajez să vorbești cu Ștefan Pătrăuceanu în acest sens. Va fi pe 18, joi seara, vineri toată ziua, 5 predici, sâmbătă dimineață din nou, 3 predici și vom avea un timp extraordinar. Bărbații vor fi ajutați de Dumnezeu. Pastor Ray Ruby este un lider al părtășiei noastre, un predicator extraordinar, un om cu multă, multă înțelepciune și multe lucruri pe care le putem învăța la aceste ucenicii de bărbați. Te încurajez, dacă ai întrebări, dacă n-ai încă un răspuns, pastorul Ruby te va ajuta. Poți să pui întrebări la aceste ucenicii, fie în legătură cu predicile pe care le-ai ascultat și care poate sunt lucruri neclare sau ceva ce n-ai înțeles, de asemenea, alte întrebări pe care le ai la ucenicia de bărbați de la Brașov, 18, 19 și 20. Pastorul Ray Ruby, pastorul Robert Polaco și pastorul Espinoza vor predica. După care, duminică, pastorul Espinoza, duminica de pe data de 21, pastorul Espinoza va fi împreună cu noi dimineața și seara va predica pentru noi. Vom avea un timp foarte bun de asemenea. 25, 26, 27 și 28 dimineața, joi, vineri, sâmbătă și duminică dimineața. În luna aprilie, acum ultima săptămână din aprilie, vom avea o echipă de impact din Arnhem, din Olanda. Pastorul Bert Flederus va veni cu o echipă, vom avea un timp foarte bun. De asemenea, te încurajez să plănuiești înspre asta. Cam astea sunt anunțurile lunii. Hai să trecem mai departe, hai să luăm darul și zecele lui Dumnezeu. Dacă ești aici în seara asta, Dumnezeu îți vorbește, poți să deschizi inima, să fii generos. Generozitatea e un lucru extraordinar, un lucru bun, un lucru foarte, foarte plăcut înaintea lui Dumnezeu. O inimă largă, e o inimă pe care Dumnezeu o iubește, o inimă care iubește casa lui Dumnezeu, un om care investește.
De-a lungul timpului, vedem în Biblie, avem povestea din Vechiul Testament pe care pastorii mei a folosit-o la rally despre această femeie care a zidit, a construit omului lui Dumnezeu un loc special, a investit în împărăția lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Avem de asemenea în Noul Testament o poveste care vorbește despre faptul că la fel un bărbat a investit și a construit o sinagogă și lucrul ăsta a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, lucrul ăsta e un lucru care Dumnezeu îl privește ca pe un lucru extraordinar. Oamenii generoși, oamenii care investesc în împărăția lui, sunt oameni care înțeleg greutatea, valoarea a ceea ce Dumnezeu face și nu stau nepăsători, nu stau indiferenți, ci pur și simplu investesc. Și lucrul ăsta e un lucru care deschide cerurile, deschide inima lui Dumnezeu, Dumnezeu vede lucrurile astea și Dumnezeu binecuvântează asta. Te încurajez în seara asta să nu stai nepăsător, să nu stai indiferent, ci să dai cu inimă largă. Dumnezeu va binecuvânta viața ta și te va ajuta. Haideți să dăm în această seară și haideți să investim în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ușurii vin în față, vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvânteze darurile, zeciuile noastre. Dacă vrei, Ali, să te rogi. Test. Amin. Mulțumim echipei de laudă pentru slujirea lor în această seară, pentru faptul că totdeauna ne slujesc și ne conduc în prezența lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 1 în această seară, dacă aveți Biblie împreună cu voi. Efeseni capitolul 1. Mâine nu vor fi studii biblice, deci nu vom avea studii biblice mâine, să știți. Efeseni capitolul 1 de la 15 până la versetul 21. Efeseni 1 de la 15 la 21. Și vreau să predic în această seară o predică intitulată Cunoaște-L pe Dumnezeu. Și asta e ce fiecare dintre noi ar trebui să ne dorim. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Secretele sau secretul relațiilor este a-L cunoaște pe Cel cu care ai o relație. A cunoaște, vezi, dacă vrei ca o relație să funcționeze, fie că e vorba de o relație dintre un frate și o soră, fie că e vorba despre orice altă relație, în căsnicie, nevoie ca oamenii sau cei care sunt în relație să se cunoască unul pe celălalt, să știe ce îi place unuia, ce nu-i place, ce îi place celuilalt, știi? Și ăsta e un lucru foarte important. Și de-aia Pavel, în textul pe care îl vom citi, vorbește, de asemenea noi, ca și creștini, știm că la fundația sau la baza, la tot ce se întâmplă în biserică, este relația noastră cu Dumnezeu. Și ar trebui să ne dorim, dacă ești creștin, ar trebui să-ți dorești să ai o relație cu Dumnezeu. Pavel vorbește bisericii din Efes și încurajează să-L cunoască pe Dumnezeu, să-și dorească lucrul ăsta, să caute cu tot din adinsul acest lucru.
Și zice așa, de aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul nostru, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și care este față de noi credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tainei tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Versetul 17 pe care l-am citit deja, o să-l citesc încă o dată, și mă rog ca Dumnezeul nostru, Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Al cunoaște pe Dumnezeu. Vezi, în această seară, când Pavel a scris aceste cuvinte, el a scris unei biserici mature, unei biserici care deja funcționa, și provoca pe ucenici, pe creștinii din această biserică, și nu numai că îi provoca, dar se ruga pentru ei, și rugăciunea lui pentru această biserică era ca acești oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Aia vreau să mă uit în această seară, în primul rând, la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu e o persoană în această seară, da? Noi știm, credem în Trinitate, e o persoană, sunt trei în unu, dumnezeirea. Și Dumnezeu în Biblie nu se referă doar la Tatăl. Când Biblia ne vorbește despre Dumnezeu, nu se referă sau nu face referire doar la Tatăl sau doar la Fiul, la Iisus, ci vorbește despre toți trei. De-aia e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem dumnezeirea. Ce înseamnă în această seară să-L cunoști pe Dumnezeu? Înseamnă să cunoști caracterul Lui, să cunoști bunătatea Lui în această seară. Parte din caracterul Lui Dumnezeu sau ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e bunătatea. Când cunoști bunătatea Lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu e bun în această seară, poți să ai încredere în El pentru că El e bun. Poți să spui amin. Și ori de câte ori treci poate printr-un timp dificil sau mai greu în viață, bunătatea Lui Dumnezeu sau faptul că cunoști sau ai cunoscut bunătatea Lui Dumnezeu, asta te va ajuta să te încrezi în El chiar și în cele mai dificile sau complicate momente sau timpuri ale vieții. Te poți încrede de asemenea în dreptatea Lui. Știi că Dumnezeu e drept și că Dumnezeu nu-ți va face nimic prin care să te nedreptățească. Dumnezeu e credincios de asemenea în legământul Lui și în promisiunile Lui. Să avem încredere în această seară și încredere în mila Lui. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu e un Dumnezeu milos. Un Dumnezeu care se îndură în această seară. În Hagai, capitolul 2, versetul 5, zice: eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Deci Biblia ne încurajează în această seară și ne descoperă credincioșia lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu e credincios, faptul că Dumnezeu e bun și credincios, și întotdeauna vezi lucrul ăsta, în a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să cunoaștem caracterul Lui, și de asemenea când îl cunoști pe Dumnezeu, vei învăța să-L recunoști pe Dumnezeu. Când este El sau când nu este El. Asta e dificultatea multora dintre noi. Mulți dintre noi avem situații, avem circumstanțe, avem momente în viață când trebuie să luăm decizii, când Dumnezeu ne vorbește despre ceva sau simțim noi sau credem că ne vorbește Dumnezeu și nu știm oare o fi Dumnezeu sau nu o fi Dumnezeu. Oare mi-a vorbit Dumnezeu sau e ceva ce pur și simplu eu simt sau eu mi-aș dori, și datorită faptului că eu îmi doresc acel lucru, interpretez lucrurile în felul ăsta și le văd în felul ăsta.
când e Dumnezeu și când nu e Dumnezeu. Sunt oameni care mă sună și îmi treabă și zic, pastore, oare a fost Dumnezeu în asta? Oare Dumnezeu mi-a dat situația asta, mi-a dat revelația asta, cineva mi-a spus cu tare cuvinte, oare sunt de la Dumnezeu sau nu sunt de la Dumnezeu? Am avut visul ăsta sau asta, oare e Dumnezeu ăsta sau nu e Dumnezeu ăsta? În 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 14 zice, și nu e de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Uneori, diavolul va face anumite lucruri în care vom crede că e Dumnezeu, e un înger de lumină. O situație, o circumstanță, un moment al vieții în care ne gândim, oare cine ne vorbește? Să fie Dumnezeu sau să nu fie El? De aceea se întâmplă unele lucruri când oamenii văd minuni prin icoane sau prin toate lucrurile astea, pentru că, vezi, oamenii ăștia, impresia lor e că Dumnezeu e în asta, da? E o minune, deci trebuie că e Dumnezeu. O icoană plânge. Dar uneori s-a descoperit că nu era, e turnat cineva apă din spate. E exemplu acestui om care a primit un apartament și l-a vândut. A crezut că Dumnezeu a vorbit să-l vândă, că acolo scrie că neprihănitul va trăi prin credință și asta înseamnă că trebuie să stau în chirie. Nu a fost așa, n-a fost de la Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să stăm în chirie. Dumnezeu vrea să fim binecuvântați. Și vezi, dacă nu-L recunoaștem pe Dumnezeu în anumite situații, vom ajunge să luăm decizii greșite. Vom lua decizii în care nu-L vom asculta pe Dumnezeu. Dar Ilie a avut acest discernământ. Ilie l-a cunoscut pe Dumnezeu. Citim în 1 Împărați, capitolul 19, și zice, Domnul a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și el s-a dus și a făcut așa. Și zice, și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Vezi, ai putea să te gândești, Dumnezeu un Dumnezeu puternic, un războinic. Sigur, Dumnezeu a despicat munții și a sfârmat stâncile. Ăsta e Dumnezeu. Dar zice că nu era Dumnezeu. Și zice, Domnul nu era în vântul acela și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremur de pământ. Din nou, te poți gândi că Biblia zice că ucenicii erau împreună și zice că s-a auzit un vâjit, vâjitul unui vânt puternic și zice că s-a cutremurat locul unde erau ei. Și te gândești, mamă, cutremur la unde erau ucenicii. Sigur că Dumnezeu era acolo. Dumnezeu e în cutremurile de pământ. Nu. Și după cutremur de pământ, zice, a venit un foc. Domnul era în focul acela. Dumnezeu e imaginea unui foc mistuitor, nu? Ai putea să te gândești că Dumnezeu... Dar zice că Dumnezeu nu era nici în focul acela și după foc, zice, a venit un susur blând și subțire și ăla era Dumnezeu. Ilie a putut să discearnă lucrurile astea. A putut să înțeleagă, pentru că vezi, el a avut o abilitate din relația lui cu Dumnezeu, a învățat să-L recunoască pe Dumnezeu, să știe când e Dumnezeu. De asemenea, această seară, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să ai o relație cu El. Sunt persoane pe care nu le cunoști decât dacă te apropii de ele. Mi s-a întâmplat să vezi pe cineva și să-l judeci greșit. Vezi pe Dan Brăuță, zici, bă, ăsta e un om care nu, e supă. Dar după aia-L cunoști și îți dai seama că nu e așa. E mai rău decât el. Îți dai seama că e un om bun în final. Amin? E săritor, de câte ori l-am rugat, ne-a ajutat. Un om bun. Vezi oameni pe care îi vezi și impresia, prima impresie pe care ți-o fac sau primul mesaj pe care ți-l transmite că omul ăsta nu e... Dar când te apropii de ei, îți dai seama. Sau invers. Oameni care parcă sunt oameni pâinea lui Dumnezeu, nu? Și după aia descoperi adevăratul leu care iese afară și rage. Să judeci oamenii după înfățișare, dar în realitate să fie altceva. Noi interpretăm mult, foarte mult lucrurile, dar vezi, în această seară lucrurile de multe ori stau diferit. Atunci când începi să cunoști cu adevărat un om, începi să cunoști caracterul lui și cine este el. De-aia, întrebarea e de ce e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu.
Numărul unu e că dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu în această seară, nu putem fi înșelați. Pentru că dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu știi cine e El, oricine poate să vină să zică ăsta e Dumnezeu și după aia îți iei mare țeapă, nu? Când a fost trezirea din Toronto, mulți ani de zile în urmă, pastorul Mitchell mi-aduc aminte că a zis și predica și zicea că asta nu e de la Dumnezeu, dar mulți, chiar pastori, au crezut asta. Vezi, asta e trezirea în care oamenii ăștia credeau că venea Duhul Sfânt în serviciile de biserică și îi loveau pe oameni. Îi lovea Duhul Sfânt, îi lovea atât de tare încât începeau să latre. Începeau să râdă fără să se mai poată opri. Și am văzut la un dat, nu mai știu unde, am văzut pe, era unii care, era, el era cățelul și celălalt îl ținea prin biserică cu lesa și se plimbau. Dar oameni care credeau lucrul ăsta și chiar pastori, care au mers către asta din dorința lor de trezire, dar era un duh mincinos pe care oamenii ăștia n-au putut să-l discearnă și să-l vadă. În schimb, când a fost mișcarea Jesus People Movement, pastorul Mitchell a zis, asta e de la Dumnezeu. Și biserica noastră a crescut și s-a dezvoltat când lucrurile astea s-au întâmplat și vezi, în această seară noi putem fi mințiți. E un duh de minciună care încearcă să se strecoare de multe ori în biserică. Și vezi, dacă e vorba de un duh, trebuie să te lupți spiritual. Nu poți să te lupți după logica mentală. Nu poți să te lupți cu argumente, pentru că Duhul lucrează spiritual. De-aia, vezi, e nevoie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să poți să discerni lucrurile spirituale, să le înțelegi. Deci odată ce știi cu cine ai de-a face, vei ști cum să combați acel lucru. De-aia vreau să mă uit în această seară la cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Am văzut că e important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Am văzut nevoia noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și am văzut în această seară toate lucrurile astea, de-aia vreau să ne uităm la cum să-L cunoaștem. Pavel zice în textul nostru, mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu în această seară, te încurajez să te rogi. Te rogi în mod personal și de asemenea cum Pavel se ruga pentru creștinii din Efes, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Putem să ne rugăm pentru noi și putem să ne rugăm pentru alții sau alții să se roage pentru noi. De-aia de multe ori sunt oameni care zic, pastore, roagă-te pentru mine. Sunt oameni care zic, te rog ție, îți spun, te rog fratele meu, sora mea, roagă-te pentru mine, roagă-te ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Vezi, sunt oameni care adesea înțeleg lucrul ăsta că e nevoie de rugăciune. Rugăciunea este cea care ne va ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vezi? Pastorul Mihai spunea că a fost un timp în care avea o dezbatere și concluzia la această dezbatere era în final că cine vine la rugăciune va reuși cu Dumnezeu. Cine are o viață de rugăciune, cine vine la rugăciune dimineața, va reuși cu Dumnezeu. Vezi, sunt oameni care se roagă și când te rogi, să te rogi să-L cunoști pe Dumnezeu. Sunt oameni care zic, mi-e frică să nu interpretez Biblia greșit. De-aia în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, îndrăzneala pe care o avem este la el este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Vezi, în această seară Dumnezeu vrea să ne asculte, să venim înaintea Lui, să-i cerem, Doamne, dă-mi înțelepciune, ajută-mă să te cunosc pe Tine. Prin rugăciune noi intrăm într-o dimensiune supranaturală cu Dumnezeu, unde putem obține resurse nelimitate și înțelepciune, cunoștință, revelație care să vină de la Dumnezeu. Vezi, în această seară asta e nevoia, sau asta e lucrul despre care te încurajez să te rogi, să, în mod personal, să te rogi pentru alți oameni și de asemenea să-i rogi pe alți oameni să se roage pentru tine și anume ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și revelație și descoperire de la tronul Lui. Și asta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Doamne, vreau să te cunosc. Vreau să știu cine ești.
Vreau să am revelație despre tine, despre harul tău, pentru că vezi, prin rugăciune avem acces. Sunt lucruri care ne dau acces în această seară la Dumnezeu. Și modul în care poți să-L accesezi pe Dumnezeu este în rugăciune. Liviu Dragnea căuta acces la SRI și el mergea la petrecerile lor cu porc și cu șorici. Noi nu avem nevoie nici de porc, nici de șorici, deși n-ar fi rău să mâncăm niște șorici acum, dar avem nevoie de sângele lui Iisus, poți să spui amin. De-aia ne rugăm noi și cerem lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne, avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de ajutorul Tău. Textul nostru spune mai departe să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Vezi, e nevoie de un duc de înțelepciune ca să-L cunoști pe Dumnezeu. E nevoie de înțelepciune. Înțelepciunea înseamnă să știi ce faci cu ce cunoști. Ca să cunoști pe cineva, trebuie să aduni informații despre el. Să sapi, să întrebi. Are legătură în această seară de a-L cunoaște pe Dumnezeu, are legătură cu cititul Bibliei. Vezi, când întâlnesc creștini vechi care n-au cunoștință biblică, lucrul ăsta e un lucru îngrijorător, înspăimântător. Pentru că Biblia zice și Dumnezeu îți dă înțelepciune, vezi, când citești cuvântul Lui, îți dă înțelepciune ca să legi lucrurile împreună, să le pui împreună, să știi de ce faci ce faci, să știi de ce trebuie să faci anumite lucruri. Vezi, Biblia e o carte care se explică pe ea însăși. Aia ai nevoie în această seară de înțelepciune. Și înțelepciunea vine când folosim ce avem. Asta înseamnă să-L predicăm pe Dumnezeu. Ți-a întâmplat vreodată să-L predici pe Dumnezeu și să vezi că Dumnezeu ți-a dat o înțelepciune? Bă, de unde? Vorbeam zilele trecute cu Gabi, cred, la telefon și el mi-a zis, uite că n-am știut lucrul ăsta, ce revelație, dar nu mai știu ce i-am zis, am uitat. Dar mi-am dat seama și după aia am zis că asta îmi dau și eu seama, îmi dau seama că uite că nu am gândit niciodată lucrul ăsta în felul ăsta. Vezi, când îl predici pe Dumnezeu, când vorbești cu oamenii despre Dumnezeu, când ai discuții biblice sau când ai discuții despre Dumnezeu, lucrul ăsta te va ajuta în această seară să te dezvolți și să crești, să lucrezi cu oamenii. Vezi, sunt multe răspunsuri care mi-au venit atunci, pe moment, altele prin experiențele personale, dar în această seară e important să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai înțelepciune. Asta se întâmplă folosind ce avem, predicându-L pe Iisus, vorbind cu oamenii, lucrând cu oamenii și slujindu-le. Un duc de descoperire în această seară, de asemenea, este a-L cunoaște pe Dumnezeu, vine din a avea un duc de descoperire și de revelație. Vezi, există două feluri de revelație. Revelație caldă, care te lovește dintr-o dată. Auzi o predică, e o revelație caldă, ai ceva care repede, arde, e proaspătă. Și stai și te gândești la lucrul ăsta. Sau cineva zice ceva și lucrul ăla te pune pe gânduri. Aduce o convingere peste viața ta. Sunt oameni care știi cum e, aud o predică sau vorbești cu ei și după aia vin și întreabă. Pastore, dar ce a vrut să zică chestia asta? Pentru că e o revelație caldă. Ceva se întâmplă în inima oamenilor. Dumnezeu le vorbește. Ceva îi lovește. E o revelație pe care o ai. Și după aia ceva care te îndeamnă, te împinge să schimbi ceva în viața ta. Și de asemenea există revelație rece. Când stai și studiezi, când stai și citești. De-aia va trebui să studiem personal și să ai studii despre Biblie. Pastorul Mitchell vorbea, Marius, odată la un studiu biblic despre cititul Bibliei și pastorul Mitchell vorbește și zice, am dimineața când citesc Biblia, el zice, eu nu-mi citesc Biblia și mă duc să studiez, zice. Dacă citesc un verset pe care nu-l înțeleg, nu mă apuc acolo să-l studiez. Zice, mi-l notez, îl subliniez și zice, revin mai târziu. Când îmi citesc Biblia, pur și simplu citesc Biblia. Dar vine timpul când studiezi. Și asta e în această seară unul dintre lucrurile care noi ar trebui să-l facem. Să studiem subiecte. Să studiem despre sângele lui Iisus, să studiem despre răscumpărare, despre puterea supranaturală a lui Dumnezeu, despre lucruri pe care le face Dumnezeu. Deci avem nevoie de revelație în această seară ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vreau să închei în această seară vorbindu-vă despre binecuvântarea
de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că, vezi, nu-i degeaba să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu-i ca și cum n-are nicio greutate, nu influențează viața ta în niciun fel, nu te ajută în niciun fel, ci în această seară orice om care îl cunoaște pe Dumnezeu e un om binecuvântat. Când îl cunoști pe Dumnezeu, în această seară lucrul ăsta va binecuvânta viața ta în toate punctele de vedere. Numărul 1, ne va da o siguranță, ne va da o liniște și o pace în orice sezon al vieții. Vezi, noi trecem prin multe în viață, poți să spui amin. Vorbeam, nu știu, cu cineva, domnul de aici de la sală, îmi scrisese un mesaj și știu că soția lui a fost bolnavă, el a fost bolnav, întreba cum e și zice, acum parcă lucrurile încep să se așeze, parcă a spus, sau ca și cum că e mai bine. Și vezi, mi-am dat seama că, vezi, în viață sunt sezoane, sunt momente când viața e mai grea, a avut el, nu știu, accident și a rupt piciorul, soția lui nu știu ce a pățit, amândoi, și bătrân, nu se putea ajuta unul pe altul, era complicat. Vezi, viața are sezoanele ei, dar vezi, când îl cunoști pe Dumnezeu și știi cine e Dumnezeu, prin orice îi trece, orice sezon ar veni în viață, orice furtună ar veni și orice... Și orice va să ridică. Știi că Dumnezeu este în control. Știi că Dumnezeu e credincios, poți să spui amin. Poate treci printr-un sezon de nerodnicie, poate financiar te frământi, dar știi că Dumnezeu e în control. Poate în momentul de față nu ești rodnic, dar știi că ai o chemare pe care Dumnezeu a pus-o peste viața ta și lucrul ăsta îți dă o încredere. Te ajută să îți dai seama că, de fapt, Dumnezeu n-a făcut o greșeală. Că noi de multe ori ne gândim, nu sunt rodnic, nu fac bine, e un sezon, e un timp în viața mea când nu lucrez cu nimeni, n-am pe nimeni, parcă toată lumea fuge de mine și zice, sigur nu sunt chemat. Am crezut eu că Dumnezeu are o chemare peste viața, dar nu e. Dar vezi, Dumnezeu e bun întotdeauna, poți să spui amin. El nu-și retrage cuvintele. Momente în care vezi lucruri nedrepte prin care se întâmplă în jurul tău și asta ți încearcă inima, nu-i așa? Vezi oameni care suferă, vezi oameni care sunt situații în viața ta chiar poate și poate inima ta e încercată. Zici, băi, oare Dumnezeu e drept? Oare? Azi când îl cunoști pe Dumnezeu, știi că Dumnezeu e drept întotdeauna, poți să spui amin. În Psalmul 94, versetul 18, zice, ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul. Bunătatea ta mă sprijină întotdeauna. Deci psalmistul zice, ori de câte ori mi se clatină piciorul, pentru că ni se clatină piciorul, nu-i așa? Uneori șchiopătăm, uneori ni se clatină piciorul. Dar zice, bunătatea ta mă sprijină întotdeauna. El știe, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu. Asaf în Psalmul 73 zice, totuși era să mi se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urma celor răi. Vezi, a ajuns să intre în locașul sfânt. Și ce atunci am luat seama, atunci am văzut, atunci am înțeles, al cunoaște pe Dumnezeu te va ajuta să nu cazi în timpurile dificile și în timpurile complicate ale vieții. Sunt timpuri în care nu știi cum să mai ieși din ele. Nu știi ce să faci să ieși din ele. Nu știi. Și în ultima clipă, bum, Dumnezeu intervine și face ceva. În Psalmul 16, amin, aleluia, frate, predică. Amin, Psalmul 16, versetul 8, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin, amin. Aici, din nou, psalmistul zice, totdeauna e Dumnezeu înaintea ochilor mei, e necurmat. Și zice, când e la dreapta mea, nu mă clatin. În Iov, capitolul 19, versetul 26, zice, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, zice, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Vezi aici un om care în mijlocul suferinței zice, da, toate lucrurile astea mi se întâmplă, dar îl voi vedea pe Dumnezeu. Are un credere că îl va vedea pe Dumnezeu mișcându-se, că Dumnezeu va face ceva pentru el, va interveni pentru el. Vezi, uneori oamenii întreabă, dar de ce mi se întâmplă asta, pastor? De ce trebuie să trec eu prin toate lucrurile astea? De ce trebuie să sufăr eu? De ce e aia? De ce e aia? Vezi, oamenii care întreabă asta sunt oameni care
încă n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Te încurajezi să-L cunoști pe Dumnezeu. Și când vei trece prin timpuri dificile, vei ști de ce te trece Dumnezeu prin ce te trece. Sau de ce îngăduie Dumnezeu să treci prin lucrurile alea. Că nu întotdeauna prin ceea ce trece Dumnezeu, Cel care a orchestrat lucrurile alea, ci în această seară, prin orice moment și orice sezon al vieții, încrederea în Dumnezeu și abilitatea noastră de a ști că Dumnezeu e bun e atunci când Îl cunoaștem. Lucrul ăsta ne va ajuta să-L predicăm pe Iisus. Vezi, când știi că Dumnezeu e bun, te va ajuta să-L predici pe Iisus. De ce? Pentru că vei predica un Iisus bun și un Dumnezeu bun, amin? Îl cunoști și știi că El e bun. Noi nu predicăm un Dumnezeu aspru, noi nu predicăm un Dumnezeu care e dur și... Nu, noi când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi predicăm o evanghelie curată. Nu o evanghelie a faptelor bune, dar o evanghelie a Harului, poți să spui amin? O evanghelie a dragostei lui Iisus Hristos care a murit pentru noi, nu o evanghelie a condamnării și o evanghelie care pune poveri pe oameni. Pastore, dar ce să facă? Nu mă pot lăsa de fumat. A, o să merge în iad, o să fie de... Nu, Dumnezeu să te ajute, încurajezi oameni, pentru că ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Un om care are o claritate în cunoașterea lui Dumnezeu e un om care, la care oamenii se vor uita și îl vor asculta, pentru că vor ști că Dumnezeu pe care îl slujești e un Dumnezeu real și bun și un Dumnezeu care va fi rodnic. În această seară, dacă vrei ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste viața ta, dacă vrei să fii un om rodnic în seara asta, te încurajez să Îl cunoști pe Dumnezeu, să-ți dorești să-L cunoști pe Dumnezeu, să vii dimineața la rugăciune, să te rogi ca Dumnezeu să dea înțelepciune, să citești cuvântul Lui, să-L cunoști pe Dumnezeu ca să poți, ca prin orice sezon al vieții vei trece, să știi că Dumnezeu pe care tu Îl slujești e un Dumnezeu bun și care te va ajuta. Poți să spui amin. Haideți să ne plecăm capetele, amin, și să ne rugăm. Haideți să ne rugăm în această seară. Aleluia, Tată, venim înaintea Ta și te rugăm ca Tu să ne descoperi, Tată, adevărul și să ne ajuți. Mă rog pentru oamenii care sunt aici, poate oameni noi. Te rog, Tată, ca Duhul Tău să coboare, Doamne, să atingă inimile lor și să-i ajute în numele Lui Iisus. Amin. Vreau să vorbesc celor care sunt aici și care nu sunt mântuiți. Dacă ești în locul ăsta și poate nu Îl cunoști pe Iisus ca mântuitor al tău personal, vreau să te încurajez să-L cunoști în inima ta, să-L primești în inima ta. Vreau să te încurajez în această seară să Îl faci pe Iisus Regele și Domnul vieții tale. Lucrul ăsta e cel mai bun lucru care poți să-L faci. Dacă e ceva ce poți face în seara asta, este să-L cunoști pe Iisus. Dacă e ceva ce poți face... Dacă e vreo decizie bună pe care poți să o iei, este decizia de a-L face pe Iisus Regele și Domnul vieții tale. Dacă e cineva în această seară, nu ești mântuit, sau ai fost mântuit, dar ai decăzut, și în seara asta vrei să te împaci cu Dumnezeu, vrei să-L cunoști pe Iisus, să-L faci Regele, Domnul și Mântuitorul vieții tale, atunci te rog să-mi dai un semn cu mâna ta în seara asta. Vrei să-L primești pe Iisus în inima ta, vrei să fii salvat. Salvat de la ce? Nu-s bolnav de nimic. Nu sufăr de vreo boală de care aș muri. De ce să fiu salvat? E bine, Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și cea mai gravă boală de care a suferit vreodată omul nu e cancerul și nu e altceva, vreo boală incurabilă, ci este păcatul. Ceea ce tu și cu mine avem nevoie în această seară este să fim salvați de la iad. Pentru că Biblia spune că plata păcatului este iadul care arde veșnic. De aceea trebuie să-L primești pe Iisus în inima ta ca să fii iertat de păcatul tău. Să fii vindecat de această boală incurabilă. Sângele lui Iisus să te spele și să te curețe în această seară. Dacă tu ești acela, nu ești mântuit, sau ai fost mântuit, dar ai decăzut și în seara asta vrei să te împaci cu Dumnezeu, dă-mi un semn cu mâna ta, din față în spate, din stânga în dreapta, oriunde te afli, am văzut acea mână, dacă mai ai altcineva, vrei iertarea lui Iisus în seara asta. Dă-mi un semn cu mâna ta. Nu-ți fie rușine. Poate ai fost mântuit, dar ai decăzut. Poate ai fost salvat, l-ai cunoscut pe Dumnezeu, dar ai păcătuit, te-ai întors de la El, ți-ai întors fața de la El și te-ai îndepărtat de El și în seara asta te simți departe de El și vrei să fii mântuit. Dă-mi un semn cu mâna ta. Am văzut acea mână, frate, amin. Iisus te iubește.
Dacă mai ai altcineva în această seară, vrei să fii mântuit în seara asta, vrei să fii salvat, vrei ca Iisus să vină în inima ta, vrei ca Dumnezeu să salveze sufletul și viața ta, să nu mergi în ea, ci să fii mântuit. Dă-mi un semn cu mâna ta, sunt două mâini care s-au ridicat, nu ești mântuit, sau ai fost mântuit, dar ai decăzut și în seara asta vrei să fii mântuit, vrei să-ți rededici viața ta lui Iisus, dă-mi un semn cu mâna ta, o ultimă chemare. Amin. Au fost două mâini care s-au ridicat. Ai fost serios cu asta? Vrei să-L primești pe Iisus în inima ta? Da? Ai fost serios acolo cu asta? Vreau să vă faceți încă un lucru. Vreau să veniți aici în față. Albert, o să vină cu tine. Cineva să vină împreună cu Florin, parcă, sau cum? Florin te cheamă, sau cum? Vasi. Cu Vasi. Să se roage cu Vasi cineva și cineva cu Albert, cu băiatul. Hai să ne rugăm în seara asta. În timp ce acești oameni se roagă la acest altar, hai să venim înaintea lui Dumnezeu și să îi cerem ajutor. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta, a atins inima ta, ai auzit această predică despre a-L cunoaște pe Dumnezeu și ceva în inima ta a dus o convingere, trebuie să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Te încurajez în seara asta să-L cauți pe Dumnezeu, să te rogi, Doamne ajută-mă să te cunosc. E așa de bine să-L cunoști pe Dumnezeu, e așa de bine să știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Dacă Dumnezeu a atins inima ta în seara asta, altarele sunt deschise, are să ne ridicăm, are să venim la acest altar și te încurajez să vii. Vă încurajez pe fiecare dintre voi să veniți să ziceți, Doamne, ajută-mă să te cunosc pe tine. Ajută-mă să cunosc voia ta, să cunosc planul tău, să cunosc vocea ta, să știu, să fiu un om ca Ilie, care cunoaște, care înțelege, care știe. Deschide mintea, Doamne, inima, ochii, Tată, să văd. Dă-mi o înțelepciune divină, Tată, care să vină de la tine. Să accesez resursele nelimitate ale harului Tău, Doamne, în rugăciune, Doamne. În rugăciune, Doamne, să cunosc voia Ta și să cunosc planurile Tale. Te rog, Doamne, vorbește-mi în această seară și atinge inima mea. Ura bababa shantolololo sanda rababa shanda. Chiar rababa shololobobobobobo satalamando robo shandai. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru tot ce faci. Îți mulțumim pentru bunătatea ta și harul tău, Doamne. Curata la mando robosi cara mama mashanta. Lord, we glorify your name. Tita la mando robosi cara baba bashete di olololo santa. Salama mama 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 shanta. Hallelujah. Doamne ajută-ne să te cunoaștem pe tine, Doamne. Să ne dorim, Tată, pune o foame în inima noastră, dar o dorință arzătoare. De a te cunoaște pe tine, a cunoaște voia ta, planul tău, Doamne. O, Tată, te rugăm, binecuvântează-ne, Doamne, prin Duhul Sfânt. Amin, are să ne ridicăm în această seară și are să cântăm acest cântec împreună. În probleme când am intrat la tine, Doamne, Tu ești ajutorul meu. Tu mă ajuți când te chem mereu. Doamne, oare unde aș fi dacă Tu m-ai părăsi, dacă nu m-ai auzi când mă rog? Doamne, oare unde aș fi dacă Tu m-ai părăsit, dacă nu m-ai...
mai auzi când mă rog. Hai să lăudăm pe Dumnezeu împreună în această seară. Aleluia și corobosata la mama mama dorobobobo. Ia dara ba 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 shololololobobo ri ba 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 ba. Aleluia riki olobo shi ala la mando rob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 o. Sala mama manta. Încurajez să te rogi, să ceri lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să te cunosc pe tine. Amin. Haideți să încheiem rugăciune în această seară, să mai rămânem să amândim de părtășie, ne vedem din nou, așa cum am spus, duminică dimineața și seara. Duminică dimineața o să avem școala duminicală, duminică seara și de asemenea un serviciu de biserică, duminică seara, serviciu de biserică, sâmbătă nu vom avea ucenicie de bărbați, deci nu va fi ucenicie de bărbați, clar, nu? O să fim la Galați, dacă vrei să mergi la Galați, vorbește cu Marius, o să trimitem mâine dimineață, cel târziu, pe grup, o să trimitem informațiile cu plecarea și eventual cu cine, cum mergem, de fapt nu mâine, o să trimitem probabil vineri, în cursul zilei, cu cine mergem în mașini și cum aranjăm în mașini, însă te încurajez și te rog, dacă vrei să mergi, să vorbești cu Marius, să-i spui, să știe, să nu ne trezim cu tine, a, ai venit cu noi, n-am știut că o să vii cu noi, să știm că vei veni cu noi, să știm cu cine mergem la luptă, amin? Adică să știm ce armată avem. Bun. Deci vorbește cu Marius dacă vrei să mergi în echipa de impact la Galați și nu uitați că mâine nu e studiu biblic. Hai să mai rămânem sau un timp de părtășie și ne vedem din nou în curând. Amin. Tată, te rugăm, binecuvântează această seară în continuare inimile noastre, viețile noastre. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să trăim vieți prin care să te cunoaștem pe Tine, Doamne, și să cunoaștem dragostea Ta, harul Tău, bunătatea Ta, Doamne, să cunoaștem, Tată, ce fel de Dumnezeu ești Tu, Doamne, când ne vorbești, Tată, și ce plan ai cu viețile noastre, să știm totul, Doamne, despre Tine și cu Tine, Doamne, în numele Lui Iisus m-am rugat. Amin.